Mulțumesc, Diana. Și acum o premieră atât de necesară într-o țară care a ignorat complet cuplurile cu probleme de fertilitate. De anul acesta, Ministerul Sănătății va asigura gratuit proceduri de fertilizare in vitro. Deocamdată sunt bani doar pentru 800 de perechi, în condițiile în care cererea este de 20 de ori mai mare. Se califică cei căsătoriți de cel puțin 2 ani. Nicoleta Marin întrunește în acest moment toate condițiile impuse de minister și chiar intenționează să se înscrie pentru o fertilizare in vitro gratuită, după alte 4 plătite din banii ei și eșuate. 40.000 de euro au costat-o până acum toate procedurile, analizele și investigațiile. Ne putem permite să creștem și să educăm un copil, dar ne este foarte greu să-l avem. Este foarte costisitor să avem acest copil. Ministerul nu are însă bani pentru toate cuplurile care visau la acest program. 15.000 de cupluri care au nevoie să apeleze la proceduri de reproducere umană asistată. Criteriile sunt făcute în așa fel încât cred că nu au cum să se încadreze toate cuplurile. Șanse mari de acceptare au cei care sunt căsătoriți măcar de 2 ani și care n-au niciun copil. Cel puțin unul dintre soți trebuie să fie cetățean român și să fie cu asigurările medicale la zi, adică să le fi plătit cu sfințenie cel puțin din 2009. În plus, doamna trebuie să aibă minim 24 de ani, maximum 40, și să nu se confrunte cu probleme majore de greutate, să fie malnutrită sau obeză. Celulele sexuale, deci, trebuie să provină de la soț și soție. Deci nu se acceptă să fie de la străin. Și pentru că cererea este foarte mare, Ministerul Sănătății vrea să prevină favorurile. În momentul în care dosarul este complet, el va primi finanțare. Pentru început, procedurile se vor face în 2 spitale de stat din București și Cluj. Ce trebuie să facă cei care vor să intre în programul ministerului, ne spune Cristina Jurca. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Pașii sunt următorii. Trebuie să meargă la unul dintre cele două spitale, Maternitatea Giulești din București sau Spitalul Județean Cluj, din 1 iunie anul acesta. Acolo vor fi evaluați și vor fi făcute toate testele, iar o copie după dosarul medical va fi trimisă la minister la București. În plus, se vor trece în acte doar inițialele numelor pentru a se menține discreția totală. O dată pe lună la minister se va întruni o comisie formată din 9 medici care va decide care cuplu va primi aprobarea pentru fertilizarea in vitro. Ministerul dă 1.200 de euro, iar dacă procedura se finalizează cu o naștere, atunci centrul va primi un bonus de 300 de euro. Mai multe amănunte aflați și de pe site-ul nostru www.știrileprotv.ro.